Cașa Andra și reprezintă Ungaria la scorul de 3-1 în favoarea vecinilor noștri maghiari în cel de-al doilea duel internațional. România reprezentată de Ovidiu Jimborean. Baftă, Ovidiu! 3, 2, 1! Am avea nevoie de acest punct, să vedem dacă va reuși să-l aducă Ovidiu Jimborean. Adversarul său, Cașa Andraș, vă spuneam și pe durata primului meci internațional, are 6 copii la 42 de ani. O viață interesantă a ungurului și are și un nepot. Să vedem, se dezechilibrează puțin Ovidiu, dar reușește până la urmă să iasă cu bine. Uită de manetă, pierde 2 secunde, foarte bine ajutat de Iulian. Deja este în bazin ungurul, moment în care plonjează și Ovidiu. N-a împins în buza topoganului, ies mult mai rapid ungurii. Repet, au trecut odată prin acest traseu, deși a suferit mici modificări. Ajunge în final deja ungurul, care va avea un număr de 2 șuturi cu siguranță în plus față de Ovidiu. Foarte așezat ungurul, 0-0, ajunge și Ovidiu și a pus întâi 4 mingi, foarte bine, de 2 ori și se termină, este 4-1 pentru Ungaria. Foarte bine, foarte bine, foarte. Acolo m-a luat, da. În bazinul ăla, acolo chiar. Ai uitat să tragi de... Ei, aia 2 secunde a durat, atât. Da, din inerția. Las, foarte bine, foarte bine. Că să ne-am ciopătăm, că să ne-am mai deloc, stai. Că să ne-am bainococ, că să ne-am chivoc. Dorina Zalender reprezintă Ungaria și se află la start în acest moment, prieteni. 4-1 conduc maghiarii, le-au condus cu 3-0 în primul meci. Să vedem forța și puterea României. La start pentru noi, în galben-albastru, se află acum Mihaela Popescu. Baftă, Mihaela! 3, 2, 1... Începe, prieteni, duelul dintre Dorina, reprezentând Ungaria, și Mihaela. Plecat foarte rapid ungurul, aici e deja în bazin, încearcă să recupereze Mihaela pe această porțiune a traseului. Începe să împingă foarte bine Dorina, se strecoară și va ieși prima din bazin, urmează zona de echilibristică. Mai are puțin și iese și Mihaela. Împinge steaua Dorina, să vedem, mai are foarte puțin, iese și Mihaela pentru prima oară pe traseu. Trage de manetă Unguroaica, să vedem, Mihaela se descurcă bine pe zona de echilibristică, ajunge din nou la manetă și ea, e normal, pentru că tendința e să-ți continui alergarea și trebuie să te oprești. Uiți și deși te afli aici de foarte multă vreme. O vedem pe Mihaela, care... e în bazin, moment în care Unguraica se află deja sub plasă. Va avea un număr clar de șuturi în plus. Să vedem. Mihaela, ultima porțiune. Ajunge plasa, este cea mai lungă de pe traseele Exatlon. Începe Dorina și punctează odată Dorina. Să vedem, își așează foarte bine acolo mingile. A doua aruncare este de succes pentru Dorina, moment în care ajunge și Mihaela și se termină 5-1 în favoarea Ungariei. Dacă te doare, nu forță. Așa. Da? Dacă te doare, nu, nu te doare. Asta este. Dacă simți că nu merge, nu-i forța, că nu are rost, nu e locul să forțezi. Dar e sănătate pe primul loc și așa trebuie să fie. Că e un joc de lungă durată, nu e amun și gata. Alo, uita o să aveți TV Igor. Uite, mă parat va uite pe ora, valo. Genieri vot. Care o să-i pot. Asta la balam șocat fa șoitane, kidem șocat șeit.
Roș Gherghei se află la start pentru Ungaria. Scorul momentului după un început fulminant, 5-1 împotriva Ungariei. România reprezentată de fotbalistul Costin Gheorghe. Baftă, Costin! 3, 2, 1! Începe, prieteni, încă un meci extrem de important din această dispută internațională. Roș Gherghei foarte bine pe prima porțiune, dar foarte bine merge și Costin Gheorghe. Să vedem, iese primul ungurul, iese imediat și Costin. Să vedem, zona de echilibristică se ține de stea. Cade Costin și trebuie să se întoarcă. S-a grăbit, a încercat să recupereze. Cade din nou Costin acolo. Ce incident, un avans mare pe care îl are în acest moment Roș Gherghei. Să vedem, iese Costin de acolo, a riscat Costin, n-avem ce să-i reproșăm. Moment în care începe să șuteze Roș Gherghei. Începe Gherghei cu ratare, încearcă să recupereze Costin, a doua ratare pentru Roș Gherghei, dă prea tare, din nou ratează, încearcă să recupereze, ar fi o victorie extraordinară pe care o poate aduce Costin. Începe Costin, ar trebui să fie un final care îi convine, punctează Costin odată, punctează Costin a doua oară și a treia oară punctează Costin, se închină după ce a căzut de două ori. Ce final, bravo băiatule, bravo Costin, memorabilă revenirea reușită de Costin Gheorghe și semnul pe care îl face este pentru fetița lui. Mergeți cu steaua așa. Am vrut să fac eu băbăinicul, dar sunt de 3 zile aici și o să mă duc eu tare, știi? Nu mai duceți-vă cu steaua în mână, nu mai împingeți. Că două ori am căzut ca prostul. Hai, bă! România! Bravo! Bravo! Renata Racoții se află la start pentru Ungaria în ultimul meci al primei runde. Adversară îi va fi cântăreața noastră, Ami. Succes, Ami! 3, 2, 1! Începe, prieteni, ultimul meci al primei runde. Să fim alături de Ami, care va încerca să aducă punct României, având ca adversară o concurentă extrem de rapidă, practicantă de kickboxing. Să vedem ce se întâmplă. Iese prima din bazin, Renata Racoții, ajunge în zona de echilibristică. Ami încearcă să iasă și ea de acolo și reușește până la urmă. Termină zona de echilibristică Renata Racoții. Ami, moment în care urcă și ajunge la stea, plonjează Renata Racoții. Dar cum arată lucrurile, va avea fără doar și poate un număr de șuturi suplimentare, o anumită liniște care, cred eu, îi poate fi de folos în final. E un avans destul de mare. Urcă Ami, plonjează Ami, intră în bazin, impact destul de dur. Lângă ea se află Ion Surdu, care a reușit o victorie mare astăzi pentru România împotriva dublului campion olimpic Raimun Fodor. Începe să șuteze Renata Racoții, intră Ami sub plasă, deja punctează odată Renata Racoții. Să vedem, ratează Renata, iese Ami de sub plasă și ne pregătim să fim alături de Ami în acest moment, care va începe și ea să șuteze. Încă un punct pentru Renata Racoții, așează mingile, începe Ami, ratează și Reni dă în lateral Ami. Să vedem, dă mai tare de această dată, a intrat
Poi imprimă un efect, îi vine mingea înapoi, cade în față, 2-0 pentru Reni, se concentrează Reni și se termină, prieteni. Se termină, este 6-2 în favoarea Ungariei. Nu mai dai da sub minge. Cum ți-am zis, să dai cu piciorul, să duci piciorul după minge. Tot ce facem. Nu mai opri piciorul. Bravo, piticule, bravo. Bravo. Ria, Ungaria! Ria, Ungaria!